Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog 100%, având două invitate de marcă aici alături de mine. Pe de o parte, cunoscută realizatoare de emisiuni de televiziune și nu numai, doamna Mihaela Tatu, bine ați venit la UTV. Bun găsit și bine am bun găsit Ploiești, de fapt. Suntem la Ploiești într-o zi specială, alături de doamna Mihaela Tatu și de Claudia Iordache, psiholog, coordonator al evenimentului 11 Ploiești. Asta e și explicația prezenței doamnei Tatu în orașul nostru. Pe de altă parte, vom profita de ocazie pentru a afla mult mai multe de la domnia sa și de la reprezentanții evenimentului care are loc la Ploiești. Nu vă mai întreb cu ce ocazie la Ploiești, i-am lămurit pe telespectatori, dar spuneți-ne ce înseamnă pentru dumneavoastră 11, conferințele 11. Eu am să spun clar, Claudiu, și îmi cer scuze că te întrerup și o să te tot întrerup pentru că știu că avem la dispoziție doar o oră, iar eu am extraordinar de multe de spus întotdeauna. Am să spun exact ce înseamnă evenimentul 11, pentru că acum 4 ani, un tânăr nebun frumos din Cluj a inițiat acest proiect care se numește 11, respectiv Ovidiu Neamțu se numește, tânărul din Cluj, respectiv 11 vorbitori timp de 11 minute ne povestesc din viața lor frânturi care să fie motivaționale și inspiraționale pentru ceilalți. De ce s-or fi gândit ei? M-am gândit de ce acum 4 ani a avut loc evenimentul. Pentru că de atunci începuse să scârție, mă gândesc eu, programele la TV. La TV nu mai ai modelul acela de care să te agăți. Eu nu știu ce vârstă ai tu, oricum la mulți ani și să fii fericit, dar știu că pe vremea mea, maică, existau persoane, existau personaje pe care le luam model și care pentru mine constituiau așa aș vrea să fiu. Și din 10 făceam modelul meu. Nu mai găsesc acum la TV treaba asta. Asta fi și unul dintre principalele motive pentru care nu vă doriți în momentul ăsta să vă întoarceți în televiziune, dar vă doriți să o faceți în radio. Da, da. E, și a inițiat acest program, de 4 ani există în țară, nu au avut loc evenimentele în fiecare oraș constant, de exemplu, anul trecut nu a avut loc decât la Oradea, evenimentul 11, dar ce mă bucură foarte tare este că anul acesta are loc la Ploiești, a avut loc la Ploiești și este nemaipomenit. Pentru că am cunoscut oameni minunați, pentru că mi-ar plăcea ca an de an să se mulțească numărul celor care vin să-i asculte, pentru că oamenii aceia ne-au arătat nouă că se poate, că au trecut peste o boală, că au trecut peste un impas în afaceri, că au trecut peste lucruri dificile și peste provocări pe care, cu care ne confruntăm firesc cu toții, dar au trecut peste. Și pot fi modele pentru noi. Nu e obligatoriu să spună, fă așa ca mine. Nu, dar n-au venit să dea sfaturi, ci au venit să fie exemplu personal. Și din 11 vorbitori găsești unul cu care să rezonezi. Asta. Din pasiunea cu care vorbiți despre aceste evenimente, înțeleg că până la urmă vă regăsiți în fiecare dintre vorbitorii pe care îi prezentați. Hai să dau un exemplu. Anul trecut la Oradea, pentru că anul trecut am fost vorbitor la Oradea, speaker. Vorbitor, da? Acum ați reușit să vă încadrați în cele 11 minute pe care le presupune modelul ăsta, standardul 11. Ați reușit? Mulțumesc pentru... Vai, ține minte, adică adu-mi aminte să spun ceva. De ce merg eu la Toastmasters și ce înseamnă Toastmasters? Luminița Popa, cea care a inițiat în Oradea evenimentul, m-a poziționat ultima. Și după ce am vorbit 11 minute și le-am arătat că se poate, da, și că am și încheiat, am mai vorbit încă 10. Pentru că mai aveam câteva lucruri de spus. Deschid paranteza cealaltă. În țară, de vreo 5 ani, există un eveniment. Există un fel de școală educațională, un fel de club, se numește Toastmasters și Leadership. Adică oamenii vin să vorbească limpede, corect, românește. Și nu atât de mult cât să-și învingă teama de a vorbi în public într-un timp dat. Eu sunt un foarte bun vorbitor, dar și un foarte mult vorbitor. Și m-am înscris la Oradea la Toastmasters, în egală măsură le arăt lor cum se vorbește, cum se frazează, cum se modulează vocea și, pe de altă parte, eu învăț să mă exprim concis, respectiv un discurs în 7 minute, să aibă introducere, cuprins și încheiere și să tac după aceea. Claudia, Să vă întreb ce ați ales-o pe doamna Mihaela Tatu pentru a modera acest eveniment. Pare de la sine înțeles, alegerea e mai mult decât inspirată. Pe de altă parte, aș vrea să-mi spui și pe ce criterii ați ales pe ceilalți vorbitori și care sunt cei care au vorbit în fața publicului de la Ploiești. De ce pe mine? Și pe mine mă interesează de ce pe mine. De ce doamna Mihaela Tatu? În primul rând că, din punctul nostru de vedere, este persoana care poate să transmită, în primul rând, emoție, care are o experiență și tot profesionalismul.
este aproape de oameni și asta se simte. Și, într-adevăr, i-am urmărit cariera încă de când eram mai micuță și este persoana potrivită pentru Ploiești. Poate să-i trezească pe ploieșteni, să-i aducă și să-i învețe că este foarte important să reușești în viață și că toată lumea poate acest lucru. Cât despre vorbitorii care au fost prezenți la evenimentul de la Ploiești? Au fost aleși de către echipa coordonatoare ale evenimentului Eleven Experience în funcție de evoluțiile lor. Sunt oameni care au putut să treacă peste acel blocaj prin care toți trecem și au reușit. Oamenii aceștia au muncit, prin perseverență, au ajuns să fie cunoscuți atât pe plan profesional cât și pe linie artistică. Sunt oameni și din Ploiești cu care ne mândrim și am dorit să facilităm accesul ploieștenilor la acești oameni minunați care au adus Ploieștiul dincolo de granițele țării. Ar fi interesant pentru cei care sunt în fața micului ecran și care poate au ratat evenimentul, să le spunem totuși care sunt câțiva dintre vorbitorii prezenți la Eleven Ploiești. A fost Cezar Oatu, extrem de cunoscut. Doamna Tatu, îl cunoașteți personal pe Cezar? Nu personal, dar nu l-am cunoscut. Ați avut ocazia astăzi să-l cunoașteți. Exact, nu l-am cunoscut personal, dar mi-a făcut o plăcere deosebită pentru că el, atunci când a reprezentat România la concursul Eurovision, respectiv anul trecut, a avut o piesă compusă de către unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Cristian Faur, cu care am cântat și care mi-a compus și mie niște piese, apropo, și când, și care a mai avut un rezultat, prima prezență între cele trei locuri la Eurovision. A fost piesa compusă de către Cristian Faur și interpretată de către formația System și Luminița Angel. Așa că există niște conexiuni între dumneavoastră și... sigur că da, da, da. Pe Corina Ungureanu o cunoșteați? Sigur că da. Deci, Corina Ungureanu mi-a fost invitată de nenumărate ori la emisiune. Apoi am fost uimită când a intrat în politică, dar cred foarte mult, un alt motiv pentru care am acceptat să vin la Eleven, cred în generația lor, 28-29, deci cred cu toată ființa mea, nu am foarte multă încredere și îmi cer scuze, dragii mei din Ploiești, din toată țara, nu am foarte multă încredere și în generația mea, care e obosită, care s-a refugiat în canapea și în telenovelă și în acele reality show-uri foarte bine regizate. Nu cred foarte mult în ei, dar... Eu nu cred că toți cei din generația dumneavoastră sunt un exemplu. Dar nu cred atât de mult ca în ei. Deci fac tot ce pot ca ei să aibă tot curajul și tot sprijinul nostru să țâșnească. De altfel, organizatorii au mizat pe generația în care aveți și dumneavoastră mare încredere, pe generația tânără. Toți vorbitorii fac parte din această categorie, indiferent din ce domeniu vin, că sunt sportivi, că sunt artiști sau oameni de afaceri, pentru că avem și categoria asta, da, nu? Avem și categoria de oameni de afaceri care au putut evolua prin muncă, repet, și care au putut să învețe pe spectatorii noștri o tehnică prin care să își depășească acele temeri. Majoritatea oamenilor pornesc de la temeri. Temerea și convingerea de a reuși. Cât de importante sunt, doamna Tatu, exemplele personale? Deja ne-ați dat de înțeles că sunt extrem de importante, da, mai ales pentru tineri. Vorbeați de modelele pe care și dumneavoastră le-ați avut la un moment dat, pe care televiziunea le propunea cândva și nu le mai propune ziua de astăzi. În televiziune am făcut emisiunea Viața bate filmul, da? În care arătam povești ale oamenilor obișnuiți care au reușit, dar am făcut de trei ori Femeie. Eu am crescut odată cu acea emisiune și acum am în minte exemple ale invitaților pe care i-am avut. Doamna Mioara Roman, mi-aduc aminte, care mi-a spus niciodată să nu arunci gândul, întâi îți fixezi targetul și după aceea te duci. Îmi aduc aminte de Monica Tatoiu din vremea aceea, care îmi spunea: Mihaela, și mie și tuturor femeilor, nu există femeie frigidă, există doar o femeie care nu-și mai admiră bărbatul. Îmi aduc aminte de Mihaela Nicola, care pe vremea aia era, nu la Ogilvy, ba da, la Ogilvy pe vremea aceea, și care îmi spunea
că a fost învățată de către mama ei că nu există probleme, există provocări ale vieții și au cel puțin două soluții. În concluzie, treci peste. Îmi aduc aminte de invitate de la care eu am învățat foarte mult. Eu, ca femeie, pentru că în timp ce vorbea Claudia, mi-am adus aminte, eu la 30 de ani am renunțat la contabilitate și am plecat de nebună în media să spun povești copiilor. Mi-ați anticipat. La 40 de ani, aproape 40, 38, de nebună am plecat din Brașov cu copilul după mine la București, provincială, la o vârstă la care toate femeile în general se așează. La 50 de ani am renunțat la televiziune și am pornit într-un nou domeniu în care am chemare, am entuziasm, dar a trebuit să învăț și învăț în continuare. Pentru că eu consider că nu există vârstă pentru un nou început. Ei, tinerii noștri acum mai găsesc asta, pentru că eu le-am găsit toate aceste modele. Ați avut exemplele astea care să vă inspiră, care să vă provoace și care să vă dea curajul să faceți pașii ăștia importanți. Dar totuși, de unde ați găsit resursele? Dincolo de poveștile din care v-ați inspirat, din exemplele femeilor puternice cu care ați avut de-a face de-a lungul timpului. Trebuie să fie și natura dumneavoastră energia asta. Că debordați de energie. Îmi place ce fac. Mi-s dragi oamenii. Îți povesteam înainte de a începe emisiunea că la București am ajuns în urma unui concurs. A venit Sârbu, m-a văzut, vai ce e bună, e ala Pugacova României, nu știu ce, hai să vedem ce facem cu ea. Și am ajuns la București și am dat două probe. Una de talk show cu Andrei Gheorghe. Cu Andrei Gheorghe, da! Și cu la știri. Nu pot să spun știri la televizor. Pentru că la TV trebuie să fii foarte imparțial. Ai citit știrea detașat emoțional și curgi. Ori eu, dacă am avut o știre cu umor, am râs pentru că mi-a venit să râd și când am avut ceva trist, mi-au dat lacrimile pentru că empatizez, iubesc oamenii. Nu sunt sensibilă emoțional, pentru că sunt detașată, dar tot fizicul meu reacționează la ceea empatizează ce se întâmplă. Cu subiectele. Da. Și comunicarea când o fac, când am trainingurile, pentru că țin trainingurile acum pe dicție și pe frazele pe dezvoltare personală și când am trainingurile, paranteză, o să tot deschid paranteze. A fost conferința zilele trecute, a fost conferința internațională de public speaking și leadership la Timișoara. Se ține de vreo 3-4 ani. Și a început seara, a început pe la ora 19, eu ar fi trebuit să încep trainingul pe la ora 20, am început pe la 20:30, 20:45, deci pe la 9 fără un sfert, seara. Oamenii în general la acea oră sunt obosiți. Deci până la 11:30 a fost parfum. Pentru că dai din tine, pentru că nu poți să faci numai din gură, există acea comunicare holistică, se numește de la inimă la inimă, nu pot să vin doar așa, să vorbesc în fața acelui fund de borcan care este camera și să nu conștientizez că în spate sunt o mulțime de oameni care ascultă și care văd și care așteaptă autentic. Asta era. Ăsta e răspunsul. Uite pe unde te-am purtat. Așteaptă autenticitate și naturalețe. Către mai găsesc în ziua de astăzi naturalețe pe micul ecran? Da, poate păi prea multă naturalețe, dar un anumit tip, nu? Nu, pe micul ecran găsesc dezinhibare. Nu știu dacă și naturalețe. Dar, acum, să nu mă întreb nimic din ceea ce se întâmplă. Foarte rar mai butonez, pardon, zapez. Am învățat termenul. Printre programe, așa. Printre programe, da. Nu mai prea ui. Citesc mult. Uite, am venit la Ploiești, da? Și am plecat din 14, din data de 14 seara. Începând din 14 până în 30, eu merg așa. Ploiești, Roman, Piatra Neamț, Iași, Chișinău, Constanța, Brașov, Oradea. Și peste tot susțineți conferințele? Da. Și cum sunt oamenii? Cum sunt la Timișoara? Cum sunt? Unii sunt deschiși, alții... Timișoreni, știi foarte bine că sunt... Ardeleanu e capul, dar Fruncea... Sau nu, Fruncea e Ardeleanu, dar mintea e Bănățanu, ceva de genul. Sunt trufași. Nici măcar mândri. Mândru e Ardeleanu. Dar ca public sunt pretențioși? Foarte. Foarte pretențioși. De acolo au început toate. Și Toastmasters-ul tot acolo s-a deschis, clubul acela de leadership despre care îți vorbesc. Apoi primul, mi se pare că prima ediție Business Days despre care îți vorbeam înainte, acea platformă, program de networking și informare, a fost tot la Timișoara.
Deci acolo se întâmplă lucruri. Dar deschiderea cea mare o are Clujul, unde la anul se va ține și pe toată Europa Centrală și de Est. Da, oamenii sunt pretențioși, dar mă întorc, dacă ești natural, ești sincer, sinceritate, și ești autentic, oamenii te percep așa. Dacă te duci cu fițe în creier și cu cine sunt sau... Și mai e ceva, depinde ce livrezi. Dacă livrezi produs de calitate, atunci ei stau și îți sorb cuvintele de pe buze. Dacă livrezi, pentru că în ultima vreme toți tinerii vor să se facă public speaker și coach și trainer și mentor și așa mai departe. Dacă livrezi calitate, stofă, pedigree, atunci te primesc așa. Din punctul ăsta de vedere, cu siguranță ei Eleven Ploiești n-a suferit, pentru că au fost speakerii de calitate. Fie oameni care profesional au realizat foarte multe sau oameni care sunt pregătiți să ofere informație prețioasă. Știi ce-mi doresc, Claudiu? Eu îmi doresc ca asta să fie un început pentru Ploiești și mi-ar plăcea ca măcar o dată pe an să vin să prezint un eveniment aici sau să particip pur și simplu sau să fiu chemată să susțin un training. Eu cred, pentru că este o zonă, și n-aveți decât să vă supărați pe mine amândoi și tot Ploieștiul, este o zonă ușor amorțită. Ușor, am zis. Nu o să ne supărăm pe dumneavoastră, pentru că o să ne dorim ușor. Ca la anul să spuneți altceva despre Ploiești și să spuneți că e plin de viață și că poate nu mai e Timișoara Fruncea, nu? Da, păi soarele, o fi Timișoara Fruncea, dar soarele răsare de la București, dacă stau și mă gândesc bine și mă mutându-mă mai încolo, cel mai frumos oraș din țară care a câștigat acest titlu de două ori la rând, chiar al de trei ori, este Brașovul și cel care are deschidere pentru business este Clujul. Deci iată câte se întâmplă în țară, pentru că nu știu când a avut loc această ruptură ruptură între ceea ce se întâmplă real în țară, pentru că în țară se întâmplă lucruri extraordinare, și ceea ce se difuzează la TV, pentru că dacă nu vinde un pic de scandal, televiziunile nu dau știri despre aceste evenimente motivaționale și de dezvoltare. Parcă intenționat își doresc oligofrenie și altceva pe principiu de zbină și contul. Nu știu, că nu mă pricep la politică, nu știu, a fost așa un gând care mi-a trecut prin cap, dar în țară se întâmplă lucruri faine, faine. Unde vă simțiți mai acasă? La Brașov, la București, la Oradea, la Mediaș? În Mediaș m-am născut și am stat 3 luni. Mama mea, eu am o poveste drăguță. Tatăl meu șantierist. Ca toate poveștile, mai ales cele pe care ni le împărtășiți. Stai să vezi. Tatăl meu șantierist, precum țiganul cu cortul în spate, da? A rămas însărcinată mama la Sibiu, a purtat sarcina la Ocna Mureș, a terminat lucrările, s-a mutat la Mediaș, au apucat-o durerile facerii și după 3 luni, după ce a putut să meargă și a terminat tata lucrurile, am venit acasă la Brașov. Deci sunt cetățean. Și m-a întrebat unde mă simt mai bine. Acum 2 ani am făcut Camino de Santiago de Compostela, nu știu dacă știi ce este. Am mers 826 de kilometri pe jos, traversând nordul Spaniei de la est la vest. În acel drum pe care l-am făcut, la un moment dat, suferind fizic îngrozitor și mai având de mers vreo 3 km până când ajungeam la un... După ce făcusem 27, până ajungeam la un loc de dormit, mi-am dat seama că eu sunt Mihaela și tatu și sunt din România, dar pot fi de oriunde și pot să merg pe orice drum în clipa aia atât timp cât mie îmi este bine cu mine. Iar mie mi este bine cu mine oriunde. Ați simțit nevoie atunci să vă regăsiți? Că ați numit undeva, am citit mai multe interviuri, ați numit drumul acela un drum al regăsirii de sine. Ba, este altul, că eu n-am simțit niciun fel, am simțit o chemare, dar după ce s-a terminat, mi-am dat seama că de fapt asta a fost, ajungi la ființa ta care locuiește în interiorul tău, în inima ta, ființa aia adevărată care a alchimizat spaime și frici și demoni și panică și faci cunoștință cu cât poți duce, faci cunoștință cu ce bagi sub covor și ți-e teamă să scoți, atunci n-ai încotro și scoți tot și am scos. Claudia, ascultând-o pe doamna tatu, da, îmi dau seama că îmi doresc foarte mult ca la anul să o avem ca speaker la Eleven Ploiești. Cu siguranță va veni. Să o puneți la sfârșit ca să aibă mai mult de 11 minute la dispoziție pentru a le vorbi ploieștenilor. Cu siguranță va veni. Este un om minunat. Este un om care a înțeles exact ce au nevoie oamenii. Să-i cunoască și dincolo de televizor. Să-i învețe, să aibă posibilitatea de a le pune întrebări, posibilitatea de a
trece dincolo de acele interpretări ale oamenilor. Să cunoști o doamnă ca Mihaela Tatu este o onoare și mă bucur foarte mult că vine și trezește fiecare oraș. Trezește și anul acesta a trezit Ploieștiul. Și cu siguranță va veni și anul viitor, dacă va dori. Noi o așteptăm cu mult drag. Și ploieștenii ar trebui să simtă onorați, pentru că au multe de învățat. Știi ce? Dacă iar trebuie să spun. Am renunțat la TV, da? N-am renunțat. De fapt, nici măcar n-am renunțat. Pur și simplu am zis, nu mă regăsesc. N-am ce să fac acolo. Dar dacă se va ivi un format de emisiune care să-mi placă și în care să pot să las ceva în urmă și să dau, atunci mă întorc. Bineînțeles, dacă nu fac 100 de ani o să fiu Oale și Ulcele și să... Până când se apare formatul ăla care să vă satisfacă. Așa și să zic, știți, eu sunt Mihaela Tatu de trei ori. Da? Dacă nu apare atunci. Am fost invitată, că așa am început să cunosc ce se întâmplă în țară. Am fost invitată să susțin conferințe pentru asociațiile de femei, pentru cluburile de femei. Eu nu am știut în acei 13 ani cât am făcut emisiunea de 3 ori femeie. Pentru că anul trecut am împlinit 20 de ani de media. Eu nu am știut ce a însemnat emisiunea asta pentru femei în țară. Eu nu am știut ce am însemnat eu în țară. Și ați avut o revelație abia după ce n-ați mai făcut emisiunea, după ce n-ați mai făcut televiziunea. Da. Și ați luat contact. Oamenii. Pentru că ești acolo. Mai ales trustul Media Pro creează mituri și creează turnul de fildeș în care este vedeta intangibilă pe care dacă o atingi se sparge. Și ați ieșit din globul de sticlă și ați avut revelația asta. Că da. Foarte multe femei m-au luat urmăreau multe. Emisiunea și le-ați inspirat și... Poate le-ați schimbat cursul vieții. Exact asta mi-au spus. Exact asta mi-au spus, că văzând datorită mie au pornit, au schimbat macazul din cauza mea, s-au certat cu soacra că nu știu ce, datorită mie s-a împăcat după aceea cu soacra, datorită mie și emisiunii și a modelului pe care l-am avut. Și în clipa asta crede-mă că nu sunt nici trufașă și nici mândră, sunt pur și simplu conștientă de ce am însemnat atunci. Deci nu mi-a venit să cred. Dar cum credeți că ați fi reacționat dacă ați fi știut la momentul în care făceați emisiunea că schimbați destine? N-ar fi fost o responsabilitate prea mare, o povară prea grea de dus? Da, păi eu să știi că eu de fiecare dată, eu m-am dus la TV ca la un serviciu. Chiar vorbeam, prietena mea cea mai bună este Marilena Ion, cea care mi-a fost producătoare la De trei ori femeie și la Viața bate filmul. Și la Marea de mascare. Că am mai făcut o emisiune și Marea de mascare și am mai avut o emisiune și pe ProTV Internațional de suflet. Și îmi spunea că a avut ea așa brusc o revelație că, de fapt, eu la TV nu m-am dus ca vedeta de la TV. Eu m-am dus și mi-am făcut treaba la serviciu. M-ați dus pusă pe treabă. Da. Da. Dar v-a și plăcut foarte mult ce ați făcut. Foarte mult. Foarte mult. La fel cum vă place foarte mult ce faceți în momentul de față. Da! Faptul că vorbiți cu oamenii, că vă întâlniți cu ei, vă întâlniți cu publicul pe care doar îl simțeați undeva departe acolo. Dar marea mea iubire rămâne radioul, să știi. Vorbim și despre radio cu mare drag. Că și eu tot la radio am început și încă lucrez în radio, așa că știu ce înseamnă farmecul ăsta. Să convingi și să creezi o stare cu vocea. Dimineața. Până la urmă am crescut cu radioul, mai puțin cu televiziunea decât cu vocile de la radio. Tu câți ani ai? Mulți. Nu te cred. Trebuie să mă credeți. Problema este în felul următor. Vârsta femeilor nu se discută. Din cochetărie, cu toate că eu o să o spun, dacă sunt întrebată, dar nu o să fiu întrebată. Dar eu am întrebat și nu mi s-a dat răspuns și mai ales e vorba despre un bărbat. Ai trecut de 40? Am trecut. Am supraviețuit. Wow. În momentul acesta, așa încât... Putem discuta în cunoștință de cauză. Până în 45? Să nu exagerăm. Deci până în 45, e în regulă. Bun. Despre asta e vorba. Revenind la ceea ce faceți în momentul de față, dincolo de conferințele pe care le susțineți, înregistrați și voci pentru desene animate. Păi de asta am plecat la Oradea. Așa ați ajuns acolo și ați rămas. Am plecat pentru o colaborare de o lună și jumătate și în 29 aprilie am avut un an de când sunt acolo și eu am niște principii. În momentul în care iau câinele și biblioteca cu mine, înseamnă că sunt acolo. Câinele și biblioteca sunt la Oradea. Da. Știi că e filmul ăla Bucket List. Înainte să fie existat filmul Bucket List,
eu am făcut un status list, adică am avut câteva profesii pe care mi-ar fi plăcut să le fac dacă nu aș fi făcut televiziune de mică. Televiziunea a fost o întâmplare pentru mine. Dar artistă v-ați dorit de mică să fiți? Da, normal. Adică și vroiam să fiu cântăreață la Cerbul de Aur. Nu oriunde. Cântăreață la Cerbul de Aur. Pentru că maxim de expunere. Nu numai de asta, dar cum să zic eu, perioada de glorie a festivalului Cerbul de Aur a fost când eu eram la Brașov, mititică. Era acea perioadă în care veneau vedete internaționale la Cerbul, deci, gen Julio Iglesias și să vezi atunci Caterina Caselli și cine a mai cântat. Să vezi atunci perioada de glorie a Brașovului. Atunci a fost oraș turistic. Când era luminat ca ziua, când, deci a fost, cred că a fost una dintre cele mai frumoase perioade ale Brașovului, perioada aceea. Vă amintiți cu drag de anii aceia, da, clar. Da. V-ați dorit să fiți și actriță de teatru, nu? Da, dar nu m-a lăsat mama. Nu m-a lăsat mama. În schimb, pe lista aceea, am trecut să joc într-o piesă de teatru și am jucat într-o piesă de teatru susținut, regizată de către doamna dragă Olteanu Matei, alături de Valentin Uritescu și de Bogdan Uritescu și actorii de la școala de teatru a doamnei dragă Olteanu Matei din Piatra Neamț. Mi-am dorit să predau copiilor și am avut un club pentru copii, Dry Kinder, la București. Mi-am dorit să fiu coafeză și machioză și să tund și să aranjez și am avut o perioadă în viață pe vremea când lucram la ProTV Brașov, în care Ioana era mică și îmi doream, nu mi-ajungea financiar tot, și pentru că am dat-o la tot felul de activități extrașcolare și eu am un principiu, călătorind foarte mult, cunoscând alte culturi, cunoscând bucătăria altor popoare, felul de a reacționa, te îmbogățești și te schimbi tu ca ființă. Și pe Ioana din clasa a șaptea am trimis o tabere în străinătate. Și în perioada respectivă, ca să închid o altă paranteză, mă cheam și coafeam mirese în toate comunele din jur prejurul Brașovului. Ca să faceți rost de bani și exact, să... Exact! Și eu am dat-o pe Ioana. Și Ioana a mers an de an în tabere. Din clasa a șaptea, repet, a fost 14 zile în Franța. Mi-aduc aminte că s-a întors de acolo. Era... Dral nouălea cer, apoi a fost în Grecia, an de an a fost în alte zone ale Europei, pentru că așa se formează, așa te îmbogățești cu tot, pentru că nu suntem noi buricul pământului și învățăm de la alții. Și să înțeleg că pe lista aceasta a figurat și să înregistrați voci pentru desene animate, mm-hmm, da? Să le dați voci personajelor. Exact. Și să călătoresc, pentru că de asta am renunțat. Am avut niște probleme de sănătate acum 3 ani, am trecut peste și când mi-am dat seama cât de fragil este firul vieții și că mâine este un viitor din anumite puncte de vedere foarte îndepărtat, atunci mi-am zis fac o pauză și îmi satisfac și eu toate dorințele și am plecat și am călătorit în lumea întreagă. Și care locuri v-au plăcut mai mult? Am început cu România. Mi-a plăcut, îmi place Caraș-Severinul. Este o zonă absolut minunată. Ce mă doare foarte tare este că sunt niște zone binecuvântate. Bineînțeles că sunt acele cascade care fac parte dintre cele mai frumoase cascade ale lumii. Cascada Bigger, de exemplu. Cheile Nerei, cu Cheile Cernei, care sunt cele mai lungi din țară. Mi-e ciudă că nu există potențial pentru a dezvolta acea zonă, pentru că este zonă defavorizată, a fost zonă minieră, iar cei care conduc, care ar trebui să fie lideri, dar sunt doar niște manageri de o calitate îndoielnică. Ca să vorbim frumos că suntem la televizor. Da. Așa, să respiri adânc și să înghit bine, lasă întreg județul de izbeliște, la fel Mehedințiul. Am făcut Dunărea de la intrare, de Banatul Sârbesc, de la Cazane, am făcut-o până în Delta. Treci prin trei țări, Claudiu, cu obiceiuri diferite, cu porturi diferite, cu limbă diferită, cu mâncare diferită. Asta înseamnă să cunoști. Nu m-am dus în lumea întreagă. Belgia mi-a plăcut Belgia extraordinar de multe ori. Am știut că la Anvers este cel mai mare port internațional, industrial. Habar n-am avut. N-am aflat, nu știam că sunt cei mai mari importatori de pere, exportatori de pere, cu producție de pere, și că în acea zonă unde plouă
cel puțin o dată pe zi, ei reușesc să facă, să ridice agricultura la acel nivel. Mi-a plăcut Israelul, mi-a plăcut Tenerife. Tenerife, care este o insulă vulcanică și care pe niște bucățele, uite așa mici de pământ, uite așa cresc măslin, crește viță de vie și cresc banani de aia mici, foarte dulci, și că au adus pământ ca să dezvolte agricultura. Și cum mă întorc în țară, mi-e ciudă. Pe de altă parte, vă simțiți poate un pic mai confortabil când călătoriți în străinătate, în sensul că nu vă recunoaște nimeni? Sau să nu mă recunoască? Vă recunoașteți acolo? Vai, deci nu mă pot duce. Am fost la fiica mea la Berlin. Am făcut poze cu români. Am fost la Londra la trainingul lui Tony Robbins. În 4 zile am fost, apropo, am fost la școală și la trainingul lui Anthony Robbins. Este, cred că, cel mai mare vorbitor din această lume. Și el vorbește foarte mult în altă ordine de idei. Și foarte bine și foarte clar și transmite. Și a vorbit în prima zi de la 12 la ora ziua până la ora 11, 23.30, iar în a doua zi de training de la 10 și jumătate până la ora 2 noaptea, cu o pauză de o oră de masă. Și ne-a transmis, uite așa, ne-a transmis informație. Lăsăm asta deoparte, ajungem la Londra. Hai să-ți povestesc. Mă duc să-mi cumpăr nu știu ce, să mănânc împreună cu grupul. Doamna Mihaela! Facem poză. Mă lasă colegii în ultima zi să le iau bagajele, să le duc la un alt hotel și au uitat să-mi lase adresa. Chem taxiul, dar la ce adresă? Deci nu știam unde să chem taxiul. N-am găsit pe nimeni de jur împrejur. Ăștia nu-mi răspundeau la telefon, colegii mei cu care am fost. Și am ieșit și am zis că mă opresc în fața unei clădiri și văd din clădirea respectivă dacă iese un om, îi spun să-mi cheme taxi acolo. Cu bagajele după mine văd un tânăr. Mă duc la el fericit de ieșa dintr-o clădire și îi spun că îmi doresc așa, că nu am avut adresă, să cheme taxi. Se uită lung la mine și se duce la altul care să dea cu capul în mașină și cu popou afară. Ce, măi, eu doamnă aici care vrea nu știu ce vrea, vrea taxi și eu nu știu ce să-i spun. Și las bagajele și mă duc la ei. Mă, voi sunteți români! Iese tipul din mașină, se uită la mine și face, doamna Mihaela! Ce mă bucur că vă văd! Eu, bucurie mare, să știți că și eu sunt din Brașov, Nobelea. Și unde ai copilărit? În cartierul Steagul și-am făcut la Generală 3 și numele meu este Ștefan. Care crezi tu că era probabilitatea să mă întâlnesc în Londra, în ziua de plecare, cu un tânăr care se numește Ștefan? Apropo, dacă aș fi avut un băiat, i-aș fi pus numele Tudor sau Ștefan. Tudor nu puteam pentru că era tatu Tudor și era tătă, deci cacofonie în toată regula, și a rămas Ștefan. Da, a ieșit Ioana. Și zic, Ștefan din Brașov, din cartierul Steagul, respectiv Astra după Revoluție, și care să mai fi făcut general și la 3. Și am zis că am îngeri păzitori. Clar. Deci m-a salvat. Deci sunt recunoscută peste tot. Oriunde. Așa că vă simțiți bine pe peste tot, pe unde ajungeți, și vă plac toate locurile pe care le descoperiți. Vă face plăcere și să interacționați cu oamenii, da, în străinătate? Intrați în vorbă cu ei, chiar, da, dacă nu v-au văzut emisiunile? Da, că da. N-or fi toți români și n-or fi toți din Brașov, da, și cu, nu? Cei străini. Și cu cei străini. Da, păi cum? Am fost la Berlin, ne spuneam, și am făcut o călătorie cu vaporașul, fiica mea lângă mine, al nostru mergea în Amonte, ăsta la altul de lângă vaporaș Aval, și în vaporașul ăsta la altul erau niște turiști mulți mai în vârstă și alo, mă! Bineînțeles că m-am ridicat în picioare, alo, nu știu ce, și am simțit-o pe fiica mea că mă trage, mama, stai jos! Dar zic, da, de ce? Mama, jos! Deci am, cred că este un entuziasm și o bucurie. Și râd, sunt contagioase, cu siguranță. Pe Camino știau că sunt din România, dar nu știau numele, îmi spuneau smiley face sau bright eyes. Oh, that's smiley face. Oh, smiley face is from Romania. Ok. A fost, așa, un grup... Nu există grup. Pe Camino pleci singur. Și chiar dacă pleci cu cineva... Și vi se alătură... Nu ni se alătură nimeni. Nu? Camino este un drum al tău. Călătoria ta cu tine, chiar am către întâlnit tine. Familii, dar nu pot. Soțul și soția n-au același ritm. Și atunci își dau întâlnire la alberghe sau la hostaluri unde... Și fiecare răgeau, cu gândurile lui, cu problemele lui, cu soluțiile pe care le descoperă pe parcurs, cu... Poate nu problemele, hai să le zicem cu... Preocupările lui. Preocupări, revelații, gânduri, conștientizări, secrete care ies, spaime. Se zice că pe Camino te întâlnești cu toți demonii tăi. V-ați întâlnit? Da. Da. Și am sunat oameni de pe Camino și le-am cerut iertare. Inclusiv pe fostul meu iubit. L-am sunat și am cerut iertare.
Cât de important e să știi să-ți ceri iertare? Să recunoști că ai greșit? E important pentru cel căruia îi mărturisești că ai greșit față de el? Nu sau mai degrabă pentru, chiar și egoist fiind, trebuie să faci lucrul ăsta? Să știi că în momentul în care ai stări de neliniște și de confuzie și ai nelămuriri cu privire la o anumită sau la relația pe care o ai cu o persoană într-o anumită situație, e bine să te gândești că trebuie să-l ierți tu pe acela, dar mai înainte trebuie să te ierți pe tine și să știi că este mai ușor să ierți pe cineva decât să te ierți pe tine. Și te ierți cerându-ți iertare și conștientizând că ai greșit. Pentru că tema emisiunii noastre este forța cuvintelor și înainte de emisiune am vorbit un pic despre subiectul ăsta, despre cât de importante sunt anumite cuvinte, câtă greutate au unele, de ce e bine să ne ferim să le folosim pe unele și, din potrivă, să insistăm cu altele. Spuneți-le și telespectatorilor mai multe despre filozofia asta privind cuvintele, care e extrem de interesantă și chiar practică din multe puncte de vedere. Trei lucruri. În primul rând, am întâlnit oameni care în clipa aceea dată, în aiciul lor și în acumul lor, aveau foarte multe de făcut, dar se gândeau și mâine ce fac. Lasă mâine. Mâine-i mâine. Să trăim noi până mâine. Ne facem planuri. Dar acum, în acum și aici, tu ai de rezolvat multe alte lucruri. Am învățat în timp să trăiesc foarte clar și conștient în acum și în aici. Eu plec în seara aceasta, plec la Roman, unde mâine am de prezentat un eveniment foarte important. Dar aia e mâine. Eu acum și aici sunt în Ploiești și cu toată ființa mea sunt la Ploiești. Asta e una. Să trăim în prezent, da? Exact. În aici, acum, aici, ce fac, ce gândesc, ce trăiesc, ce manifest. Apoi am să-ți dau un exemplu care mi-a fost dat și mie de către Înalt Preasfinția Sa, Mitropolitul Banatului, Părintele Nicolae, care este un sfânt. Am avut eu niște dubii legate la vorbe urâte, expresia este blestem, și am vorbit cu el și mi-a zis, draga mea, dar nu există blesteme. Părinte, l-am văzut, am văzut eu cu ochii mei, dacă îți spun că am văzut. Mihaela, când tu scrii o scrisoare și o trimiți, dar poștașul nu găsește adresantul acasă, ce face scrisoarea? Se întoarce la expeditor. Deci există sau nu există? Păi nu există. Și atunci nu există. Totul se întoarce la expeditor. Asta gândindu-ne la forța și la energia pe care o are cuvântul și la felul în care te atinge sau nu. Pe de altă parte, dacă suntem atenți, îți dădeam un exemplu înainte de emisiune, vorbeam despre, dragii mei, cu ce ne ocupăm, despre a fi convingător, persuasiv sau manipulator. Sunt sinonime ale aceleiași acțiuni, adică să convingi o ființă de altceva decât în ceea ce crede ea, da? Toate trei sunt la fel, dar cuvântul respectiv are o altă energie. Eu te conving în acest moment că roșul acesta este Ferrari și ți-aduc foarte multe argumente. Pot să fiu persuasivă și să merg până la a comunica ochi-ochi, dar pot să te și manipulez. Dar de ce să vorbim despre manipulare când aia e alt? Este înțelesul cât se poate de negativ, încărcat cu energie negativă a cuvântului convingere. Și sunt foarte atentă la cuvinte. Pentru că în momentul în care devii public speaker, ai grijă care este cuvântul cel mai potrivit pentru acțiunea respectivă și pentru fiecare om în parte. Care este tonul pe care îl folosești? Care este frazarea pe care o folosești? Cum devii credibil? Cum, ca să nu-ți mai sufle nimeni în ciorbă, închizi cuvântul cu o consoană foarte puternică pe final și ai terminat? Deci sunt lucruri pe care le dobândești experimentând, trăind și având de lucru cu oamenii. Și atunci de ce să nu împărtășești
ca oamenii să fie atenți la cuvintele pe care le folosesc. Toată viața de dimineață până seara e o văicăreală în viețile multora. Păi de ce să te văicărești când poți să taci și să faci? Gandhi spunea că dacă vrei schimbare în jurul tău, fii tu schimbare. Este unul dintre gândurile și axiomele care mă mână pe mine în viață, ca și nu există vârstă pentru un nou început. Păi de ce să nu? Nu sunt mulțumită. Păi dacă nu sunt mulțumită, hai să încep să mă schimb eu. Am auzit-o vorbind și pe profesora de dicție, Mihaela Tatu, în minutele precedente. Da, Am simțit profesora de acolo. Cum e ca profesor de dicție? Sunt probleme insurmontabile pe care le-am întâlnit sau orice se poate corecta? Se poate corecta orice. E foarte mult că mi-ai spus profesor de dicție. Unica, singura profesoară de dicție pe care eu o recunosc și o cunosc și este în sufletul meu este doamna Ileana Cârstea Simion, prin mâinile căreia au trecut toate vedetele, toți prezentatorii, tot ce înseamnă televiziune și toți actorii. Este ființa care l-a ajutat pe Moțu Pitiș, pe Florian Pitiș, să scape de graseiere. Să poată fi admis la facultate, nu? Și să termine șef de promoție. Am învățat foarte multe de la domnia sa și când m-am apucat să dau din ceea ce știam eu și din cei 20 de ani de medie, am trecut pe la domnia sa și am cerut consimțământul pentru a putea merge mai departe și exercițiile doamnei de dicție și așa mai departe, și dacă am voie, dacă îmi permite și dacă ea consideră că sunt suficient de pregătită pentru a da mai departe ceea ce am primit de la ea. Și am primit binecuvântarea ei, cum ar veni. Se pot corecta foarte multe dacă îți dorești, pentru că vorbirea, adică faci, noi doi ne întâlnim și timp de 2 ore facem exerciții de vorbire, după care, dar tu până la 30, până la 20 de ani câți ai, s-au format în mintea ta niște paradigme, niște obiceiuri foarte clare, sunt săpate adânc șanțurile acolo pe creieraș. Ori trebuie să astupate și create altele de vorbire corectă, și asta se face numai dacă tu ai conștiența fiecărui sunet pe care îl rostești în fiecare clipă. Și ca să fii un foarte bun vorbitor, fie la televizor, fie la radio, fie într-un training, fie în public speaking, în orice, trebuie ca în viața de zi cu zi să vorbești corect, ca în momentul în care ai cele 7 minute sau 11 minute de a-ți expune ideea cu credibilitate și cu empatie, să te focusezi doar pe conținut și să-ți fie foarte natural felul în care vorbești, pentru că dacă tu te concentrezi întâi la stai cu spate drept, corpului, pe exact, suge burta, ai grijă la gesturi, vezi până unde te întinzi, trebuie să mă concentrez și la dicție, dar trebuie să am grijă și la conținut, ești de acolo tremurând, transpirat și undeva ai niște bile negre. Și atunci mai bine să stăpânești clar. Stăpânești vorbirea, stăpânești limbajul corpului, te îmbraci cât se poate de comod, cât se poate de comod, și te concentrezi pe ceea ce oferi. Și gata. Vă e dor de radio. Am mai spus-o pe parcursul emisiunii și mi-ați confirmat lucrul ăsta. Zici și tu, cum era când dimineața, când mă trezeam, că eu am făcut programul de dimineață, să te trezești dimineața, bineînțeles că aveam emisie de la ora 5 până la ora 10. Și dimineața la ora 4 când mă trezeam la pe drum, dimineața până la ora 10. Da, asta se întâmpla la Radio 1. La Radio 1 Brașov, primul radio din Brașov. Primul post de radio particular din Brașov, unde m-am dus să spun povești copiilor și unde m-a ajuns agent comercial și am încheiat și eu un contract de publicitate, nu știu să vând și nu știu să mă vând, și unde am făcut, după aceea m-am mutat la știri. Și acolo am făcut prima știre cu câinii vagabonzi, dar nu mă pricep nici la știri. Ți-am spus care era motivul, pentru că sunt foarte sunt bătăioasă și eloc și îmi pun punctul de vedere și starea, mi-o pun în știrea respectivă. Ori eu n-am voie să fac așa ceva, trebuie să fiu imparțială. Trebuia să fiți neutră, da? Exact. Așa, după care m-au ascultat și au zis, mă, Mihaela, dar tu e o voce perfect, hai să radio. Și am intrat și am făcut programul de dimineață. Și le dădeați deșteptarea brașovenilor de la 5. Uite, zici și tu, închide ochii acum. Cum e să spui, bună dimineața, Brașov, aveți grijă, plouă pe strada nu știu care, da? Și acum, bună dimineața, Brașov, v-ați trezit? N-am trezit. Despre asta e vorba. Bună ziua, bună seara, rămas bun, Ploiești. Să vă fie de bine. Și am mai învățat, îi învăț pe cei din jurul meu și mai ales pe cei care vorbesc mult la telefon. Când răspund la telefon, să răspundă zâmbind. Creează confort celui cu care urmează să vorbească. Se aude foarte clar că e bună dimineața sau bună dimineața. Câți ani ați lucrat în radio? Și de ce ați plecat din radio?
Pentru că dacă vă plăcea așa de mult. A fost tentația asta a televiziunii foarte mare? Nu. În 8 noiembrie în 93 am fost la radio, am lucrat până în martie, s-a deschis postul de televiziune TVS Holding, ia să văd cum e și acolo, am dat probă pentru că peste tot m-am dus numai dând probe, am dat probă la televizor, Holding, la TVS, da. Am lucrat 9 luni de zile, în schimb am neglijat acolo? Două, sâmbăta și duminica, câte un fel de album făceam, da, muzică, filme, lansări de carte, împreună cu un coleg, eram doi, lansări de carte, evenimente culturale, dar ți-am spus, emisiune din aia maraton. Așa? Și după 9 luni de zile m-am întors la radio pentru că am obosit. Pentru că lucram foarte mult și Ioana era mică și avea nevoie de mine. Și am mai lucrat încă 2 ani și 6 luni la radio. Deci, tot la în total, matinal? Vreo 3. Da. Asta se întâmpla în continuare la matinal? Da, da, am lucrat la matinal, dar după ce m-am întors, am făcut și program de noapte, apoi am fost manager pe postul Radio 1 Alpin în Poiană, apoi am făcut o emisiune pentru copii, Bună dimineața, ochișori, și făceam un program de muzică de foarte bună calitate, pentru că mă pricepeam la muzică, făceam playlist-uri foarte faine, după amiaza. Dar prima mea, n-am să uit cât trăiesc, prima mea emisie singură. Erau ce mixere acum avem niște chestii mititele, era un Bolshoi mixer de la Rusescu, nu știu câte căici cu niște butoane sănătoase, timp de o săptămână, sunt atehnică, n-am treabă cu butoanele nici până în ziua de astăzi, și am învățat eu scriindu-mi pe buton fiecare unde trebuie să fac, așa, aveam casetofoane pe care le erau CD-urile. Nu! După aceea, când am început eu să ies din radio, au apărut CD-urile. Așa și cu creion și cu nu știu ce, și le aveam casetofoanele sus unde trebuia să potrivesc foarte clar. Mentorul nostru era Radio 1 London, Radio 1, așa, și Radio Contact, unde aveam ca model de voce feminină Liana Stanciu. Și mi-aduc aminte și acum că trebuia să vorbim strict pe partea orchestrală de la începutul melodiei, în momentul în care începea vocalul, terminam. Deci acolo mi-am format dicția și viteza de exprimare. Și când am avut prima emisiune, de seara mi-am pregătit textul, mi-am adus aminte și acum despre formația Beatles și despre starea de bună dispoziție de dimineață, mi-am pregătit colega să rămână alături de mine, care era de noapte, și m-am așezat, am transpirat instantaneu, am ridicat calea, curgea partea orchestrală de la piesa lui Beatles, m-am așezat și am zis da, am închis calea și m-am dus urgent la toaletă. Asta a fost prima intervenție, după care au venit de la sine, nu-i așa, celelalte? Deci, nu ne naștem învățați, totul se educă pe parcurs și trebuie antrenament zi de zi. Antrenament pentru vorbire, antrenament pentru clipit, antrenament pentru ton, antrenament pentru radio, antrenament pentru mușchi, pentru orice trebuie antrenament. Însă vă place foarte mult să acceptați provocări, să vă puneți în situația de a învăța lucruri noi. Da. Pentru că după radio iarăși v-ați dus în televiziune, după televiziune ați renunțat la televiziune și ați început un alt capitol din viață și din carieră. Stai să spun, de anul trecut până acum am făcut un curs de mediator. Îmi place chestia asta. Eu sunt ușor incisivă în vorbire, dar dintr-un soi de elocvență și din dorința de a da cât mai mult. Și de multe ori îmi poate pare puțin agresiv pentru ceilalți. Dar ființa mea este foarte pacifistă și foarte altruistă și nu-mi plac oamenii care sunt, nu știu, să țin mânie, de exemplu. Eu și fiică-mi, când dacă am ceva să-i spun, i-am spus atunci ce am avut, dar după aceea mergem mai departe, pentru că viața merge înainte. E adevărat că s-ar putea să folosesc un pic, un ton mai... tu l-ai cam simțit pe pielea ta, mai așa, dar mergem mai departe. Mergem mai departe pentru că noi construim, nu rămânem agățați într-o stare de disconfort, pentru că viața e scurtă și energie. De ce să stăm supărați? Ei, mi-a plăcut ideea de mediere și îmi place ce se întâmplă în această acțiune de mediere. De ce să te duci să pierzi timp la un tribunal și să... pentru că ai nevoie de înțelepciune. Stai să pierzi timp la tribunal și bani, nu timp, să-ți dureze un proces 5, 6, 10 ani până când îmbătrânești tu și nu mai ai nevoie de terenul ăla sau mai știu de ce, când poți cu înțelepciune și cu așezare și cu un mediator destoinic și persuasiv
să rezolv problema. Am făcut cursul de mediere, am făcut TOTU, Trainer of Trainers, adică curs pentru că degeaba ai niște informații dacă n-ai, nu ai modalitatea, matematica predării. Ce-am mai făcut? Am apucat să învăț o limbă străină. Și cred că aș citit o mulțime de cărți pentru că mi-ați mărturisit că vă place foarte mult să citiți și păi purtați acolo biblioteca cu dumneavoastră. Așa. Deci crede-mă și să-ți mai spun ce-am mai făcut apropo de Oradea. Vezi că cumva e totul programat în existență. Mi-am făcut curățenie în bibliotecă în urmă cu vreo 4 ani, 3, 3. Și am strâns mult. Deci am avut toată colecția Jules Verne, toată colecția 1001 de nopți, toată colecția Poveștiri nemuritoare sau Poveștiri nemuritoare sau ceva de genul ăsta. Cireșari, Ursufra, multe, foarte, foarte multe cărți pe care le-am purtat cu mine peste tot. Și am strâns 7 saci și le-am trimis unde crezi? Într-o școală, într-un sat, la o școală din Bihor. Am dat telefonul unui prieten și am zis, măi, rezolvăm și mie cu cărțile astea să ajungă undeva, la o bibliotecă, la o școală, la niște copii care au nevoie. Și întâmplarea, care nu e doar o întâmplare, a făcut să ajungă la o școală din Bihor. Înțelegi? Ca ulterior să ajungeți la Oradea, da? Iată! Iată! Și ce ați păstrat în bibliotecă? Am înțeles la ce ați renunțat, dăruindu-le unor copii care să se bucure. Am păstrat cărțile de dezvoltare personală. Am păstrat cărți spirituale, am păstrat cărți scrise de scriitori celebri, nu știu, am păstrat de exemplu Regii Blestemați, am păstrat García Márquez, am păstrat Eliade Rădulescu, am păstrat ce am mai păstrat? Cărți pe care le am păstrat Micul Prinț. Am păstrat Paulo Coelho, am păstrat Sadoveanu, ce mai am? Am păstrat o scriitoare columbiană, Allende, Isabel Allende. Am păstrat poezii de Eminescu, Minulescu, și vreun volum de-a lui Nichita, că toți suntem la Ploiești? Ai să râzi. Nu am nici un volum de-a lui Nichita. Înseamnă că a scos unele cărți ca să faceți loc și poeziilor lui Nichita. Mă gândesc eu. Mulțumesc foarte mult. Bașca, îmi place poezia. Am păstrat câteva cărți de Adrian Păunescu. Asta am păstrat. Îmi place poezia. E. Și, apropo de poezie, am păstrat Blesteme de Arghezi. Blestemele alea care n-ajung la destinatar. Nu, alea cu stuchite armâțele, nu cu alea urâtele. În Brașov și în toată țara, sub auspiciul, pe vremea lui Ceaușescu, sub auspiciul Cântării României, a existat un fel de concurs de Miss, care se numea Concursul Muncii, Tinereții și Frumuseții. Râdeți, vă dau voie! Și ce o să spun acum, o să râd și mai tare. Și am câștigat locul, am fost Miss, am câștigat locul 3 pe municipiu și am câștigat locul 2 pe județ. Și locul 1 și 2 trebuiau să meargă la Năvodar să concureze mai departe și mama nu m-a mai lăsat, că a zis că să concurez la Năvodar, să concurez pentru ce. Dar am luat diplomă de Miss. Dar sunt sigur că nu-i păstrați pică pentru mamei? Că nu v-a lăsat să vă faceți actriță, nu. Că nu v-a lăsat să vă duceți la Năvodar, pentru că până la urmă ați ajuns și la Năvodar, ați ajuns și mai departe, Doamne, de Năvodar, da. Și ați ajuns și la televizor. Acum Dumnezeu să odihnească acum, dar am avut și eu momentele mele. În schimb, uite, am să-ți dăruiesc ceva și ție, și ție și telespectatorilor. La final de emisiune, e cadoul potrivit de final, da? Am să-ți spun care a fost fabula lui Aurel Baranga, se numește Fabula Faptului Divers, cu care am luat locul 2 pe lângă blestemele lui Arghezi, care erau foarte lungi. Dar fabula e foarte scurtă. Și așa. Deci gazela, domnișoara, se plimba prin junglă seara. Întâlnește un leu. Ho-ho, duduie, ce pantofi și ce mai cuie. Sunt dezolat și trist, n-ai vrea să te fac un twist? Îi răspunde prompt gazela, împungându-l cu umbrela și roșindu-se sub fard. Vrei să-l chem pe leopard? Dumneata, te porți în junglă, parcă ai fi pe bulevard. Se iscă o îmbulzeală. Ce morală! Ce morală! E gata!
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea. A trecut timpul atât de repede, încât nici mie nu vine a crede. Vă mulțumesc amândurora pentru prezență. Sper să vă revedem mai curând, chiar de anul viitor, și de-abia aștept oricum și ediția cu numărul 2 de voi, a conferințelor Eleven. Depinde asta. De voi depinde. Mulțumim foarte mult încă o dată. Toate cele bune și dumneavoastră la fel, dragi telespectatori, până data viitoare, toate cele bune.